Fest. Este festivalul istoric din regiunea, din zona, din orașul în care Ștefan Bătăuri s-a născut. E pentru memoria lui facem în fiecare an un festival și arătăm cum era viața în secolul XVI. Bun, și dumneavoastră ce rol jucați? Eu sunt capitanul cetății, care voi fi în Polonia în momentul respectiv. Când Turcia atacă și voi reveni cu ajutor din Polonia. Și faceți asta în fiecare an? Sau? Da, în fiecare an. De cât timp? De 7 ani. De 7 ani, da. Și cât necesită pregătire multă ceea ce faceți? Pentru ce înseamnă reenactment, în jur de 3 luni de zile necesită activ. Da, bine. Vă mulțumesc, atâta. Vă mulțumesc. So where are you from? We are from Poland. Where exactly, if you can tell us? What city? We live in Krakow. Oh, that's quite a journey here. My historical team name Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej. Yes. This is a Polish team. We have historical association. My team organize small theater about Polish history. I am Polish soldiers. Yes. Hussar. Hussar, yes. So you are like a rider on the horse, right? Yes, my team ride horse. Today we play a small war with friends. Against the Romanians, like? Yes, yes. I am very happy because this is my first fest in Romania. I think this is very good, place. Do you enjoy the atmosphere here? I think every people is very smile, very happy. I think this is very good fest. Thank you. În timp ce capitanii fac ultimele planuri pentru bătălia de astăzi,
în această după-amiază se va începe și poate încheia dacă soarta armelor rămâne de partea noastră asediul cetății Batorii 2023. Aici la noi, la Șimleu, alții vin pentru prima dată, sunt cu toții aici pentru noi și pe rând o să încerc să-i recunosc, pentru că și eu, un simplu herald din secolul 21, îi văd pe unii pentru prima dată, pentru unii pentru a 100-a oară. Cu toții sunt aici la Batory Fest 2023. Prezentarea trupelor. Suntem atenți, îi răsplătim cu aplauze. Terra Ultra Silvana vine din Brașov. Sunt atât oșteni sub flamurile sultanului, cât și mercenari din Transilvania. Terra Ultra Silvana! Palotai Dorobontok vin din Var Palota, din Ungaria. Oșteni otomani din Ealet sunt aici pentru a cuceri cetatea Batorii. Îi vom vedea în luptă cât de curând. Vărășoroslan Lovogrand, din capitala Ungariei, mercenar din Europa Occidentală, Vărășoroslan Lovogrand. Nadas Diferenț Banderium, din Șarvar, haiduci maghiari și ardeleni, poartă numele nobilului soț al Elisabetei Batorii, Nadas Diferenț. Ibrahim Martalozai din Köseg, sunt oștenii turci ai Eyalet-ului. Îi vom vedea în luptă cât de curând. Kapuvari Hajduk și Gartai Mușchetașoc din Kapuvar, haiduci oștenii ai ținuturilor de margine. Din voievodatul Małopolska, Sursum Corda, infanterie polonă. Husarii polonezi. Viva Husaria! Viva! Asociația de păsări din Temeșvar, haiduci și oșteni maghiari ai cetății de margine Timișoara. Viva Pașoții! Viva! 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 Cavalerie ușoară, voievodală, dar și călăreți tătari din țara Călatei, vulturii din țara Călatei. Vivat Batorii! Aplauze pentru toți acești eroi! Le mulțumim că au venit, le mulțumim că vor apăra, dar și că vor ataca cetatea Batorii și cât de curând vom călători în secolul 16. Încep pregătirile de bătălie. Turci, geopolitica era complicată, dar vine ziua de astăzi. Acum însă uităm totul. Uităm războiul de acum, uităm soarele arzător, deși un nor deja ne va salva. Și trăim pentru o scurtă, dar intensă vreme, în vremea martaloților, în vremea viteșilor, în vremea în care sabia era cea mai bună iubită a unui oștean. Firește, mai avea o iubită, se numea muschetă sau pușcă, iar tunul era tarpăre peste câmpul de luptă. Așa cum spuneam, teritoriile otomane erau foarte aproape.
teritoriile creștine păzite de cetatea Batorii erau și ele aici, la doi pași. Din cauza unor recolte slabe, din cauza unei penurii de hrană, turcii au încălcat întrucâtva înțelegerea cu comandantul cetății Batorii și au început raiduri de jaf în teritoriile creștine. Profitând și de faptul că capitanul Bertalan, comandantul cetății, era plecat. Iată deja copiii sunt răpiți de turci, mai întâi cu vorbe bune, apoi poate cu dulciuri și cu alte amăgiri pentru a fi duși la ieniceri. Să vedem ce are de zis comandantul creștin în legătură cu această situație. Deocamdată copiii par să vină de bună voie în laț, să vedem cum se vor purta cu ei turcii. Da, raidurile au început. Eu știam că raidurile au fost făcute din lipsa hranei, din lipsa recoltei, dar întotdeauna un rob, un prunc sau fete răpite pentru a fi vândute în piața de sclav, viața de rob din vilaietul Banatului erau bineveniți. De data asta, cred că turcii au pus gând rău fetelor. Ce facem? Oștenii creștini le vor salva. Ce faceți? Deocamdată știam că suntem prieteni. Știam că există un pact între noi. Niciun pact nu a fost scris pentru a nu fi încălcat. Înțelegerea acum că Transilvania este liberă, este încălcată. Capitanul Knop a scos garnizoana, însă numărul turcilor pare a fi destul de mare și vitejia lor pare a fi mult peste normal. Prima înfruntare practic nici n-a existat, a fost doar o mică hărțuire și neobișnuiți de faptul că totuși turcii, cei care până acum rămăseseră pe pace, au încercat să răpească și chiar au reușit să răpească robi din ținutul Transilvaniei. L-a îndârjit pe capitanul Valerius Knop și acesta a mers acolo în cortul sonorizării. Nu a ascultat așa, a mers la el în cort și a scris o scrisoare, o ștafetă. A plecat cu o scrisoare către capitanul Bertalan, cel care trebuie să vină în ajutorul celor asediați, pentru că trupele otomane sunt numeroase. Soarta robilor răpiți de turci pare pecetuită. Va ajunge oare la timp comandantul Bertalan în fruntea trupelor sale pentru a elibera pe fete, pentru a elibera pe copii? Iată, deja a început schimbul și a început vânzarea fetelor capturate. Era obiceiul otoman. Acești oșteni din Dialdiraip au reușit să facă bani din această vânzare de rob.
unii copii încă zâmbesc, ei cred că e doar o joacă și doar o bătălie la festivalul Batori Fest 2023. Nu știu că vor fi cu adevărat duși în vilaiet pentru a fi vânduți ca rog. A sosit capitanul Bertalan. Se află față în față cu bunul său camarad care îi spune ce s-a întâmplat. Turcii au încălcat pactul care există între transilvaneni și Imperiul Otoman și au răpit copii, au răpit femei, fete. Ceea ce e foarte interesant este că Bertalan, capitanul creștin care a venit într-un suflet în ajutorul cetății Batori, se cunoaște personal cu comandantul otoman. În tabăra otomană, priviți, deja târgul este în doi, comandantul otoman îl recunoaște pe vechiul său camarad de arme. Urmează o întâlnire între doi prieteni, sau poate foști prieteni, începând de azi. Creștinii așteaptă degeaba eliberarea robilor. Ei au fost deja aduși în spatele frontului lor. Și pentru că nu trebuie să curgă atât sânge și pentru că pacea este imposibilă, totul se va decide într-un duel în doi. A început! În aplauzele noastre! Iată o victorie pe care creștinii o întâmpină cu urale! Turcii poate vor să fie ei următorii. Continuă discuțiile pe măsură ce continuă duelul, care e multă vreme nedecis. Oboseala va decide învingătorul sau vinsul. Creștinilor să fie nemulțumiți. Să vedem dacă aceste dueluri au rezolvat ceva sau dacă până la urmă cele două grupuri de oșteni se vor înfrunta. Cavaleria tătară atacă prima. Thank you.
tătarii par respinși și se retrag răniți, goniți de poștenii cetății în aplauzele noastre. Însă turcii răspund cu focuri de armă. Ei se răspunde la fel. Mesagerul se îndepărtează, se pare că au sosit vești, că sunt aproape trupele poloneze și cele de mercenari care vor veni în ajutorul oștenilor din cetatea Batorii. Și atunci se va schimba raportul de forțe. Sosește artileria. Au sosit ajutoarele, au sosit oștenii care vor schimba raportul forțelor. Flamurile occidentale, flamurile din abus sunt aici. Deja raportul de forțe este schimbat. Întâlnirea între capitanul Bertalan și comandantul polonez este una senzațională, la fel și cu mercenarii germani și cu creștenii transilvăneni și pe ardelene au sosit în ajutorul cetății Batorii. Iar acum totul se va schimba. De această dată, împotriva martoloților, se află pușcașii apusului și pușcașii. Dar și tunurile. Acesta este zgomotul real al unui club de bătălie, mai puțin muzica epică, dar aceste lovituri sunt
corecte din toate punctele de vedere, auditiv și olfactiv. Așa sunau armele. Vă reamintesc, Batory Fest, singurul festival din țară care trage cu pulbere neagră. Vă reamintesc, nu sunt efecte de scenă, nu sunt zgomote pentru film artistic. E pulbere neagră reală și arme reale și un atac real cu săbii al turcilor, care sunt întâmpinați de mercenari și de oșteni ardeleni.
Această ciocnire de cavalerie a fost scurtă și din nou nimic nu a fost decis. Oare ce se va întâmpla în continuare? Va continua discuția? Duelul armelor de foc era și atunci lung, era foarte eficient. Unde e? Ha? Unde e? Ăla. Până la urmă, se pare că împreună un efort al oștenilor din cetate îi alungă pe turci, care lasă răniților în puterea creștinilor. Aceștia sunt alungați mult în afara cetății, într-o veche fortificație, unde se baricadează, pentru că soarta lor pare acum a fi doar una. Morți sau prinși. Prima zi a bătăliei pentru cetatea Batorii se pare că se încheie cu victoria forțelor creștine, deși și ei sunt mulți răniți. Turcii au fost alungați, robii au fost eliberați. Acum ce mai rămâne este să vedem ce hotărăște capitanul Bertalan cu soarta turcilor care au scăpat până acum cu viață. Aceasta însă va fi o altă poveste. Pentru a îi intimida pe cei puțini turci rămași fortificați,
Capitanul cetății Batorii a comandat ultime salve de armă, ultimele focuri de pușcă și îi lasă pe turci să își ia răniții. Pentru a intimida, armele de foc vor vorbi. Povestea de astăzi se încheie aici. Thank you.